raportăm la conceptele cu șic, profit, beneficiu, virtute, motivație, egoism. Și aici am să fac referire la un autor care cred că este despre drag multul din această sănă, la Wittgenberg. Ori, lecția pe care economia la scară umană a dat-o prin Wittgenberg este tocmai în această direcție a reconcilierii egoismului fecund al individului cu o anumită etică care e legată de ideea binului comun. Și de aceea, întotdeauna am fost extrem de bucuros, intelectualmente vorbind, să constat că Wittgenberg că rămâne o referință canonică, atât pentru liberal conservator, cât și pentru paleoconservatorii din America. Deci, ca să nu mai spun de creștini democrații de continent, care își privesc pe Wittgenberg că ca o figură emblematică. Și aici este o întrebare retorică. Unde este vocea similară cu Wittgenberg în gândirea economică și politică de astăzi, de la noi, de la noi pe continent și, în particular, de la noi în România? Este evident o întrebare retorică pentru că știm răspunsul și nu vreau să cobor discuția pe un internet care este politic și partizan. Dar cert este faptul că alternativa la acest tip de discurs anticapitalist, visceral, populist, autoritar și la rigoare filodictatorian, deci alternativa la acest tip de discurs anticapitalist este numai revenirea la acele fundamente etice pe care s-a întâlnit capitalismul din momentul în care asocierea dintre capitalism și democrația liberală a devenit un fapt definitiv. Și bătălia pentru noi ca spirite care avem o credință netăgăduită în libertate este să dovedim că autenticul capitalism poate fi găsit doar acolo în societățile în care domnia legii permite spiritului antreprenorial să nu se crepeze pe abuzurile teribile împotriva libertății individuale, în cazul chinesc. Eu cred, și asta este ultima remarcă pe care am vrut să o fac, eu cred că viitorul acestei gigantice confruntări dintre libertate și tiranie se va localiza tocmai în direcția manierii în care noi, ca spirite dedicate libertății, vom apăra ideile capitalismului și ideile libertății, fără să admitem că poți să construiești capitalismul într-o imensă închisoare cum este Republica Populară Chineză de astăzi. Și precizez ca să nu fie niciun fel de nevoie polemică, este o intervenție pe care mă asum lui individual, nedorind să afecteze în niciun mod relațiile pe care statul nostru, continentul nostru, umanitatea noastră le întreține cu un stat față de care ideologic și sub aspectul sensibilității am diverse rezerve, pentru că acest model de capitalism autoritar, cleptocratic, închis, va fi modelul care va fi modelul alternativ la acest capitalism al libertății pe care îl închipază esențialmente țările din fosta emisferă occidentală, foștii noștri adversari din timpul războiului rece și actualmente aparent aliații noștri. Aparent, pentru că nu trebuie să toată populația României privește aceste țări ca fiind completamente afine ei.